Astăzi mergem la Turceni, unde sportul este una din țintele prioritare în agenda primarului Cristina Cilibiu. Dacă vrei, poți învinge. Pe această premisă se bazează știința Turceni atunci când mingea este în teren. Alături de echipă este în tribună edilul Cristina Cilibiu, care trăiește emoția fiecărui joc. O să vă spun că eu am fost alături de clubul sportiv încă de la înființare. Chiar îmi amintesc cum vara anului 2013 eram pe holurile Ministerului Tineretului și Sportului pentru a crea acest club, Clubul Știința Turceni, care a înregistrat rezultate notabile în fiecare an de atunci. Am trăit emoții unice alături de echipele de fotbal, atât de cea de junior, cât și la cea de seniori. Am participat la toate meciurile de calificare, fie că vorbim de calificarea în eșaloanele superioare sau de meciuri în Cupa României cu echipe titrate și de tradiție din fotbalul românesc. Echipele de fotbal au avut în fiecare an rezultate notabile, regăsindu-se mereu în fruntea clasamentelor județene. În primul rând vreau să le mulțumesc atât jucătorilor cât și antrenorului și întregului staff tehnic pentru modul în care au reprezentat orașul în competițiile sportive în care au fost antrenați și în continuare vreau să-i asigur de sprijinul meu și le doresc să aibă rezultate de care să fie mândri locuitorii orașului Turceni. Victoria este cuvântul ce-i definește pe jucători. Baftă multă, Știința Turceni!